Cu toată bucuria vă salut și eu în această zi și vă zic, Hristos a înviat! Sigur că salutul acesta al învierii, vestea aceasta bună pe care ne-o pune înainte învierea, nu este receptată în același fel de toți oamenii. Știți că sunt oameni care în fața unei asemenea vești, se confruntă cu îndoiala? Sunt oameni care atunci când aud Hristos a înviat, vestea aceasta le aduce îndoială în inimă. Și eu zic vieții de ei. Sunt oameni cărora vestea aceasta învierii le aduce îngrijorare în inimă. De ce le aduce îngrijorare? Pentru că își dau seama că lucrurile nu se încheie la groapă, ci mai este ceva. Și în dreptul unor astfel de oameni, eu zic, bieții de ei. Ei uită că atâta vreme cât trăiesc pe pământul acesta, au încă șansa de a corecta ceea ce au făcut rău. Însă există o categorie de oameni și cred că noi suntem dintre aceia, cărora vestea aceasta a Învierii Lui Hristos ne aduce multă încurajare. Îndoială, îngrijorare, încurajare. Noi alegem ce vrem să ne aducă această veste a Învierii. De aceea, astăzi, aici în Biserica Poarta Cerului, vă chem cu toată dragostea să ne uităm în modul cel mai serios la evenimentul pe care îl sărbătorim astăzi. Pentru că dacă n am înviat Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre oameni, a spus Apostolul Pavel. Dar Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Aceasta este nădejdea noastră, bucuria noastră, și mai mult decât atât, siguranța noastră. Sigur că pentru cei ce se îndoiesc de înviere. Am un mesaj în această zi. Nu știu, zic și eu ca și creangă, nu știu alții cum sunt. Dar pentru mine, fiecare primăvară îmi aduce un plus de credință în înviere. Pentru că toamnele nu-mi plac. Și văd în fiecare toamnă cum pică frunza și o privesc cu jale. Vine apoi iarna și mă uit spre crengile goale și uscate și nu-mi place. Dar când vine primăvara, cu atâta drag mă uit spre fiecare mugur. Am obiceiul și acum zilele acestea, tot trec prin grădina casei și mă uit la cei câțiva pomi pe care îi avem acolo. Mă uit și văd cât le-a mai crescut frunza, mă uit să văd cum începe să se vadă pruna aceea mică. Știți de ce mi-e drag să mă uit la asta? Pentru că acolo se vede viața. Fiecare primăvară îmi aduce un plus la credința mea în viere. Și lucrul acesta ar trebui să-l facă pentru fiecare dintre noi. Citeam undeva că există într-un cimitir din Hanovra, Germania, un mormânt. Un mormânt vechi al unei doamne care. A lăsat cu limbă de moarte și a spus influențată foarte mult de pe vremea aceea când au apărut teoriile lui Darwin, evoluția și celelalte lucruri, foarte mult influențată de asta, s-a lăsat pătrunsă de necredința în Dumnezeu. Și a lăsat cu limbă de moarte și a zis, eu nu cred în viere, vă rog să-mi foarte bine mormântul. Să-l pecetuiți cât puteți de bine. Să fie puse pietre grele pe el și să se scrie pe mormântul acela, așa. Acest mormânt nu se va deschide. Însă, ca o ironie, au trecut anii, pământul peste tot se mai lasă, știți dumneavoastră. Placa aceea groasă de piatră a crăpat la un moment dat. Și ca o ironie divină, Dumnezeu a făcut ca dintr-un stejar care era pe acolo o ghindă să cadă tocmai în crăpătura pietrei de pe acel mormânt. Nimeni n-a băgat de seamă. Tot prea înaltul a făcut să mai aducă vântul praf, și peste crăpătura aceea a venit praf, s-a depus acolo câte ceva. Și știți ce s-a întâmplat? Din ghinda aceea a răsărit un stejar. Nu l-au băgat în seamă oamenii. Era mic. Însă stejarul acela a crescut. Crăpătura de la piatră s-a lărgit tot mai mult pentru că stejarul nu o lăsa în pace. S-a lărgit tot mai mult. Și scria în articolul acela așa. Astăzi e o adevărată ironie să vezi din mormântul acela un stejar mare crescut, și alături o placă pe care scrie acest bormân nu se va deschide. Stăpânul învierii este Domnul. Aș vrea să nu uităm acest adevăr nicio clipă. El e cel ce dă viață, el este stăpân asupra vieții și el este în stare din nimic să facă ceva. Din moarte el e în stare să facă viață. De aceea, astăzi, din nou, cu bucurie, mă gândesc la Cel pe care îl sărbătorim și proclam încă o dată în Biserica Poarta Cerului, Hristos a înviat! S-ar putea întâmpla ca unii dintre cei ce mă ascultă astăzi, fie că sunt aici aproape, fie că sunt departe, să-și ridice semne de întrebare și să zică, da, dar învierea lui Hristos e un fapt istoric, un fapt de demult. Câtă relevanță are pentru noi învierea lui Hristos? Aș vreau să vă spun astăzi fiecăruia dintre dumneavoastră. Hristos a înviat și dacă vă uitați în Scriptură veți vedea scrisă expresia aceasta de nenumărate ori. Hristos a înviat și s-a arătat s-a arătat celor doi pe drumule Maosului, s-a arătat la Chifa și la ceilalți, s-a arătat lui Toma, s-a arătat la peste 500 de frați odată. Și dacă mai ziceți, frate Filip, s-a arătat atunci. Lăsați-mă să vă spun, Isus Hristos, cel înviat, se arată și astăzi. O spun cu toată bucuria. Sundar Singh, un om născut într-o castă privilegiată în India. Omul care poartă astăzi numele de Apostolul Indiei. Sigur că a trecut și el la Domnul, dar omul acesta, crescut în religii păgâne, n-a putut nici de cum să creadă în Hristos și în ceea ce propovăduiau așa numiții misionari albi pe care îi vedea circulând pe acolo prin zona în care a crescut el. Și la un moment dat, indignat de predicarea unui astfel de misionar alb, s-a dus și a luat Biblia din mână. Era pe vremea aceea tânăr, un tânăr revoluționar în felul lui. I-a luat Biblia din mână, a distrus cartea aceea, a nimicit-o și a zis, nu se poate să asculte oamenii toate prostiile pe care le predică misionarii acești albi. Numai că s-a întâmplat ceva. După ce a distrus cartea aceea, n-a mai avut liniște. Pentru că Domnul Păcii este tot Hristos. N-a mai avut liniște, n-a mai avut pace. A venit seara, s-a dus la culcare, s-a întors de pe o parte pe alta, n-a putut să închidă un ochi. N-avea liniște nici cum. Și atunci a început să-i vină gândul, Doamne, oare de la ce să fie? Oare cartea aceea? A început să-l macine gândul acesta și la un moment dat, când era târziu în noapte, a simțit că nu mai are liniște, anxietatea a pus stăpânire pe el, nu mai avea pace niciun fel. Și, nemai rezistând, a zis așa, în stare asta eu nu mai pot. A stat acolo în odaia lui și a zis, Iisuse Hristoase, dacă tu existi și dacă tu ești cel ce mi-ai luat pacea, Iisuse Hristoase, dacă am greșit distrugând cartea și dacă tu existi, arată-mi te și mie, dacă nu, în starea aceasta eu nu mai pot să trăiesc. Mâine dimineață, când va trece poștalionul, am să mă duc și am să-mi pun capăt zilelor. S-a rugat în felul acesta și a lăsat să treacă încă ceasuri. Au trecut ceasuri de neliniște. Și mărturia lui spune așa, că la un moment dat în neliniștea lui s-a uitat și în colțul camerei de sus, în colțul de sus al camerei, a văzut dintr-o dată o lumină care a început să strălucească tot mai tare, tot mai tare, s-a îndreptat către el și din lumina aceea a auzit un glas care a zis, Da dar Singh, eu sunt Isus Hristos și am murit și pentru tine. Din momentul acela Sundar Singh s-a predat pe deplin lui Hristos și a ajuns unul dintre cei mai mari propovăduitori ai lui Hristos în zona Indiei a venit în Europa în călătorie știind că vine pe continentul acesta creștin și a fost foarte dezamăgit. Citeam în jurnalul lui dezamăgirea pe care a trăit-o la Berna, în Elveția, când se aștepta să vadă un continent, o țară pătrunsă de creștinism, pătrunsă de mesajul învierii lui Hristos și a trăit dezamăgirea să-i vadă pe oameni împietriți în fața veștii celei bune. Însă astăzi vreau să vă spun tuturor, așa cum Hristosul înviat i s-a arătat lui Sundar Singh, așa Hristosul înviat îi se poate arăta ție și ție și ție, oricine ai fi. Nu v-aș aduce acest mesaj dacă n-aș avea această încredințare. Hristos cel înviat se arată oamenilor și astăzi. Apostolul Pavel, de altfel, el cel care a spus că Iisus Hristos cel înviat s-a arătat unuia și altuia și altuia și altuia, la un moment dat a zis așa, în urmă ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. Știți cum mi s-a arătat Hristosul înviat lui Pavel? Pe drumul Damascului. El n-a fost între cei 500, n-a fost prezent la arătările Domnului Isus, dar totuși Hristosul cel înviat, atunci când sunt oameni care îl caută cu toată inima, unor astfel de oameni li se arată Hristosul cel înviat. În această zi de Paști a anului 2014, aș vrea să te chem, dragul meu, ia în considerare faptul că Isus Hristos este viu. Dar mai ia în considerare faptul Că El, Isus Hristos și El viu, se arată oamenilor și astăzi. Însă, scumpii mei, aș vrea să înțelegem că Isus Hristos se arată oamenilor care știu să-L caute, care știu să facă totul pentru a-L vedea pe Hristos. Când vrei cu adevărat să-L vezi pe Hristos, ești dispus să plătești orice preț pentru asta. Din păcate, societatea contemporană este o societate de oameni foarte superficiali. Îmi pare rău să spun asta. Trăim într-o societate de oameni superficiali. Ne-ar plăcea să le avem toate foarte ușor. Ne-ar plăcea ca să apăsăm pe butonul de la comandă și să ne apară Iisus Hristos cel înviat în fața noastră. Și atunci am zice noi, am vrea să credem într-un astfel de Hristos, dar nu așa se arată Hristos. Iisus Hristos cel înviat nu este ca și Duhul din lampa lui Aladin, pentru cei ce a citit povestile de altă dată, că freca lampa și se arăta Duhul acela. Nu acesta este Isus Hristos. Isus Hristos însă onorează credința celor ce îl caută din toată inima lor. Și în această zi aș vrea să vă chem creștinii ai secolului 21 să nu ne lăsăm modelați de societatea contemporană, ci să ne lăsăm modelați de Scriptură. Pentru că Scriptura ne stă înainte ca să ne arate că Isus Hristos este dispus să se arate oamenilor și astăzi, dar oamenii trebuie să dorească din toată inima să-L vadă pe Hristosul cel înviat. Îmi pare așa de ciudat să știu că ceea ce mână, ceea ce mână societatea contemporană este o curiozitate de a cunoaște și atâta tot. Doar o curiozitate. Și pentru aceasta oamenii citesc un pic în scriptură, se uită un pic pe National Geographic, se uită un pic pe nu mai știu ce canal la nu știu ce documentar, mai citesc un pic pe Don Brown și ajunge mintea lor, a oameni din secolul 21, să fie o amestecătură de informații care îi încurcă mai mult decât îi descurcă. cu atâta stupefacție primesc oamenii știri de genul. S-a găsit mormântul lui Hristos și s-au găsit oasele în mormântul lui Hristos. Oare? Îmi vine să râd, dar sunt la anvon. Au găsit ei ceva din Hristos și încep vieții oameni să fluture veștile acestea încoace și încolo. A scris Don Brown o ficțiune. Ficțiune se numește cartea lui. Sau ficțiune este cartea lui. Și au început dintr-o dată, toți că s-a scris, după aceea s-a turnat uh, un film, și au început toți să creadă că Isus Hristos ar fi fost familiar, s-a căsătorit, că așa, așa, ce ușor cred vieții oameni minciunile diavolului. Însă, dragii mei, îmi pare ciudat să văd că atât de greu acceptă oamenii adevărul lui Dumnezeu. Atât de greu se apleacă oamenii spre adevărurile lui Dumnezeu și nu fac niciun fel de eforturi să-l cunoască cu adevărat pe Hristosul cel înviat. Mesajul Evangheliei din această zi ne cheamă pe fiecare dintre noi să stăm într-o zi față în față cu Hristosul cel înviat. Toți oamenii vor sta într-o zi față în față cu Hristosul cel înviat, dar pentru unii va fi prea târziu. Știți dumneavoastră că ne spune Scriptura că va veni o zi în care orice genunche se va pleca înaintea Lui și orice limbă va mărturisi spre slava Lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Va veni o zi ca și aceasta, dar pentru unii va fi prea târziu. Vor sta unii apăsați de frustrare pentru veșnicie și vor mărturisi. Într-adevăr, Iisus Hristos este Domnul dar le va fi în zadar. Însă vreau să vă spun astăzi că la Paștele anului 2014 mi-a pus Domnul pe inimă acest mesaj să vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră să-L vedeți pe Hristosul cel înviat astăzi și să-L vedeți mâine și să-L vedeți poi mâine. Se poate? Se poate! Dar vă chem să ne uităm ce trebuie să facem ca să-L putem vedea pe Hristosul cel înviat. Vă rog să mă înțelegeți bine. Nimic scump nu se obține chiar gratuit. Ceea ce este scump presupune plătirea unui preț. Câți dintre cei de aici n-ar vrea să ajungă medici? Aceia care nu sunt sunt mulți care ar vrea să ajungă medici. Da, dar când se gândesc că admiterea e un examen greu pentru care trebuie să înveți câțiva ani înainte, când te gândești că stai vreo șase ani prin facultate, când te gândești că după aceea mai stai ca rezident nu știu cât, când te gândești că după aceea trebuie toată viața să înveți și să te ții la curent, foarte mulți zic oh, e prea mult și dau, un, da un dărăt, dau înapoi. De ce nu sunt toți medici? Pentru că nu toți sunt dispuși să plătească prețul devenirii. De ce nu-L văd toți pe Hristosul cel înviat? Pentru că n-ar vrea Hristos să se arate tuturor? Nu. Nu-L văd toți pe Hristosul cel înviat pentru că nu toți sunt dispuși să plătească prețul nu toți sunt dispuși să plătească prețul ca să stea într-o zi înaintea lui Hristos, cum a stat Maria. La ea vă chem să ne uităm în această zi și să înțelegem că de vrem să-L vedem pe Hristosul înviat. Lucrul acesta este cu putință fiecăruia dintre noi. Nu v-ați spus întrebarea, de ce Domnul s-a arătat întâi și întâi Mariei? Nu e interesant că Petru și Ioan au fugit la mormânt, dar ei n-au văzut decât fâșii, ștergar, mormânt gol. Atât. Pe când Maria l-a văzut pe Domnul. Ea a fost cea din tâi care l-a văzut pe Domnul. De ce? Știți de ce? Pentru că Maria a fost dispusă să plătească prețul. Ca să-l vezi pe Domnul, trebuie să fii gata să plătești prețul. Nu e interesant. Marii preoți au dorit cu orice preț să-l omoare pe Domnul. Au reușit? Sigur că au reușit. Pentru că au vrut cu orice preț să-l omoare pe Domnul. Au reușit, l-au omorât pe Domnul. Și au fost bucuroși pentru o zi pentru două, în a treia zi însă a venit îngrijorarea și a venit necazul. Iuda a vrut cu orice preț să facă 30 de arginți în plus. Cu orice preț a vrut să facă niște bani. A făcut Iuda bani? Sigur că a făcut. Când îți dorești ceva cu orice preț, s-ar putea să obții lucrul pe care ți-l dorești. Însă, trebuie să știm ce vrem. Maria a vrut cu orice preț să-l vadă pe Domnul. L-a văzut Maria pe Domnul. Aleluia. Uitați-vă, dragii mei, care este prețul pe care l-a plătit Maria ca să-l vadă pe Domnul și este prețul care ni se cere nouă tuturor, dacă vrem să-l vedem pe Hristosul cel înviat. În primul rând, e prețul confortului. Prețul confortului Societatea contemporană este într-o goană nebună după confort. Facem tot ce ne stăm putință să ne simțim confortabil, să fie bine pentru noi. Vrem să ne facem casele cât mai confortabile, vrem să avem mașina cea mai confortabilă, vrem și scaunele din biserică să fie, dacă se poate, cât de confortabile. Alergăm după confort. Însă ascultați-mă bine, pe Hristosul înviat îl văd oamenii care sunt dispuși să renunțe la confortul lor. De ce spun asta? Ia uitați-vă ce spune primul verset din textul care a fost citit astăzi despre Maria, femeia care a plătit prețul. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt. Dis de dimineață la mormânt. Dis de dimineață la mormânt pe când era încă întuneric. Aș adăuga eu, pe când alții se întorceau pe partea cealaltă, în pat. Pe când alții, probabil, stăteau să se mai relaxeze puțin. Ea s-a dus dis de dimineață la mormânt. Aș vrea să înțelegem astăzi fiecare dintre noi de vrem să-l găsim pe Hristosul înviat, de vrem să stăm în fața Lui, de vrem să ni se arate, ascultați-mă bine. Nu în mijlocul confortului trebuie să-l căutăm, ci trebuie să-i dovedim că suntem gata să renunțăm la confortul nostru de dragul de a-l găsi pe el. Sigur că vestea aceasta s-ar putea să nu sune foarte bine pentru urechile noastre. Vom zice noi, dar frate Filip, nu este mântuirea dată fără bani și fără plată? Ba da ne este dată fără bani și fără plată, dar a plătit Hristos pentru mântuirea noastră, un preț nespus de mare și s-a vorbit zilele trecute despre asta. El a plătit un preț nespus de mare, însă cei ce îl caută cu adevărat pe Domnul, cei ce îl doresc cu adevărat pe Domnul, îl vor găsi în măsura în care vor renunța la confortul lor. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-l câtă vreme este aproape. Știți dumneavoastră că mari oameni ai lui Dumnezeu n-au fost cei ce au stat confortabil în fotoliu cu o telecomandă în mână. Niciodată nu aceștia au fost mari oameni ai lui Dumnezeu. Ci mari oameni ai lui Dumnezeu au fost aceia care au avut nopți nedormite, au fost aceia care s-au dus kilometri pe jos ca să caute întâlnirea cu frații, ca să poată să stea în prezența fraților împărtășiți sfinte. Aceștia au fost oamenii lui Dumnezeu, oameni care au fost dispuși să plătească prețul au fost dispuși să plătească cu confortul lor. Nimeni nu trebuie să se înșele crezând că dacă societatea contemporană ne dă totul la apăsarea pe buton, îl găsim și pe Hristos, tot apăsând pe buton. Ne înșelăm amarnic. Aș vrea să vă chem în această zi, frați și surori. Hristosul se arată și astăzi ca un Hristos înviat fiecăruia dintre aceia care vor să-l caute. Dar pentru aceasta. S-ar putea să trebuiască să te scoli dis de dimineață ca să-l cauți în rugăciune. Ce zici despre asta? S-ar putea să trebuiască să te duci uneori departe într-un loc unde știi că se roagă frații. Pare ciudat, suntem în zi de Paști și știu că trebuie să profit de această ocazie. Pentru că știți dumneavoastră expresia aceasta românească care zice despre o anumită categorie de creștini care merg la biserică. Așa. Presupunând că astăzi sunt aici și aceia care vin mai rar, mă simt dator să vă spun. Nu l-veți găsi pe Hristosul înviat stând acasă confortabil nu-l veți găsi pe Hristosul înviat nici pe scaunele cinematografelor, nu-l veți găsi pe Hristosul înviat nici relaxându-vă în parcuri, pe Hristosul înviat îl veți găsi în adunarea în care se coboară Hristos. Pe Hristosul înviat îl vei găsi când vei sta pe genunchi înaintea Lui, pe Hristosul înviat îl vei găsi când vei sta față în față cu al Său cuvânt și vei zice, Doamne, vorbește-mi, arată-mi te și mie. Eu nu stau în fața dumneavoastră să vă spun povești nu stau să vă spun povești de Paști, nu. Eu stau în fața dumneavoastră să vă spun încă o dată, Hristos e viu. Și Hristosul acesta viu vrea să se arate fiecărui om. Dar pentru aceasta e necesar să renunțăm la confort. Nu poți să te duci departe în viața spirituală dacă nu înveți să renunți la confort. Am citit despre vulturi, cum își învață pui să zboare. E foarte interesant. Vulturii aceia care zboară în înălțim, că de-abia îi vezi cât un punct departe. Când vulturul își învață puii să zboare, tocmai prin asta îi învață. Le ia confortul de sub ei. Cuibul de vulturi este făcut din bețe serioase. Bețe care înțeapă practic, dar peste bețele acelea, vulturul tot adună tot adună paie, adună pene și alte lucruri pe care le pune acolo și cuibul e foarte moale. Și când pui ies din ou acolo în cuibul acela, se simt foarte confortabil, totul e bine, nu s-ar mai duce din cuib. N-ar mai pleca de acolo, numai că se întâmplă ceva. Când vulturul își învață puii să zboare, începe să le ia tot ce e moale de sub ei. Și când dispare confortul și ceea ce este moale, să stea pe bețele alea, e foarte greu. Și atunci mai vine vulturul și le mai și dă o împingere cu ciocul spre în afară. De aceea zboară puii de vulturi. Pentru că li se ia confortul. De aceea se pot duce ei în înălțimi. Pentru că li se ia confortul. Aș vrea să știi, creștine, de vrei performanțe spirituale, astea nu se obțin. Stând cu capul pe perna acasă, performanțele spirituale se obțin căutându-l pe Domnul, dis de dimineață, căutându-l pe Domnul și stând acolo, hotărât să-l vezi pe Domnul, stând în stăruință înaintea Domnului, acolo-l vezi pe Hristosul cel înviat. Să nu ne înșelăm, dragii mei, zicând, suntem o națiune creștină, suntem creștini de 2000 de ani și ne mulțumim cu blazonul acesta și zicem am rezolvat problema. Să nu ne mulțumim crezând, a, unde se duc cei mulți, o merge și noi. Nu, dragii mei, singura cale de mântuire este Isus Hristos Domnul. Singurul care te poate mântui este Hristosul cel înviat, dar pentru aceasta e nevoie să stai într-o zi în fața Hristosului înviat și să zici ca și Maria altădată, Rabuni. să-L auzi că-ți spune pe nume, să-L să auzi că-ți vorbește, asta este important, și în ziua de Paște anului 2014 aș vrea să vă chem, iubiți creștini. Nu e drept să purtăm numele lui și să nu fi avut niciodată harul de a sta în fața lui. Nu e drept să purtăm numele de creștini și să nu fim dintre aceia care stăm înaintea lui pe genunchii noștri și să nu stăm înaintea lui în părtășie sfântă, să ne bucurăm de învierea lui și de harul pe care îl dă el spre mântuire. Nu e drept. De aceea iubiți creștini. Vă spun, n-aș vrea nimeni să se înșele într-o zi și să zică, m-am numit creștin, am mers din când în când la biserică și asta e totul. Nu vă înșelați, dragii mei. Nu așa se dă mântuirea. Mântuirea o dă Isus Hristos cel înviat. Și pentru aceasta ne cere să-l căutăm pe El, dar să-l căutăm din toată inima noastră. Maria a plătit prețul confortului, dar nu numai atât. Uitați-vă ce spune versetul 11. Versetul 10 și versetul 11. Apoi, ucenicii s-au întors acasă. Au fost ucenicii care au venit până la mormânt. Apoi, ucenicii s-au întors acasă. Dar, Maria lângă cuvintele acestea două m-am oprit ieri, când am văzut Dar Maria. Dar Maria. Maria e altfel. Ea vrea ceva mai mult. Ce vrea Maria? Ea e dispusă să facă orice ca să-L vadă pe Domnul. Nu numai că plătește prețul confortului, ea plătește și prețul timpului. Pentru că aș vrea să înțelegem, dragii mei, ca să-L vezi pe Hristosul înviat, trebuie să investești timp în asta. Trebuie să investești timp. Vă zice cineva, timpul e atât de prețios. E drept. E drept, trebuie să-L măsurăm bine capitalul de timp pe care îl avem este același pentru fiecare dintre noi. Dar știți ce e ciudat? E ciudat să vezi o categorie de oameni care spun, fără măcar să clipească, n-am timp. Acum că n-ai timp ca să ieși să te recreezi în parc, te-aș înțelege. Că n-ai timp să joci table cu vecinii, te-aș înțelege. Că n-ai timp să stai la taclale încoace sau încolo, te înțeleg. Dar să spui că n-ai timp pentru Sufletul tău, să spui că n-ai timp pentru cel ce poate să-ți mântuiască Sufletul, mi se pare cea mai mare neglijență pe care poate să o aibă cineva. Dragii mei, investiția de timp în căutarea Domnului este foarte răsplătită. Uitați-vă la Maria. Uitați-vă la femeia aceasta, ucenicii au plecat, dar Maria a rămas. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Dar Maria ședea acolo. Frații și surori, iubiți prieteni prezenți astăzi în Biserica Poarta Cerului, Aș vrea să fac această subliniere și să spun, nu e drept să nu avem timp ca să-L căutăm pe acela care singur, numai El, ne poate da mântuirea. Nu e drept să zicem că nu avem timp pentru El. Pentru că, ascultați-mă bine, noi nu suntem numai trup. Alergăm pentru trupul acesta toate zilele săptămânii, alergăm la servici, căutăm geaburi, căutăm să facem una sau alta, pentru că vrem să ne realizăm ca să dăm totul trupului nostru. Însă omul nu e numai trup. De fapt, ar zice, trupul e cea mai neînsemnată parte din om. Cea mai neînsemnată. Omul este un duh care are suflet și care locuiește într-un trup. Trupul acesta ne este dat ca să locuim în el zeci de ani. 20, 30, 50, 80, hai 100 de ani. Pentru atâta ne-a dat trupul. Dar avem un suflet care va trebui să stea într-o zi înaintea lui Dumnezeu. Și e o nechipzuință foarte gravă să nu porți grijă de sufletul tău. Știți ce a spus Domnul Isus Hristos în Matei 16 cu 26? A zis Domnul Isus Hristos așa, și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul. Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căutarea Hristosului înviat presupune investiție de timp. Acesta a fost secretul Mariei. Aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi, pentru că ea a plătit cu prețul confortului, a plătit cu prețul timpului. Uitați-vă la femeia aceasta. A fost prima care l-a văzut pe Domnul. A fost prima care l-a auzit pe Domnul vorbind. A fost prima care a auzit tainele Cristosului înviat. Să spui că nu-l poți vedea pe Cristosul înviat este greșit. Poți să-l vezi, dar trebuie să fii gata să plătești prețul pe care l-a plătit altădată Maria. Să mergem mai departe. A plătit prețul confortului, a plătit prețul timpului, dar zice tot versetul 11: Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. A mai plătit un preț, Maria, prețul lacrimilor. Cum a s-ar putea să zică cineva, ce virtute este în plâns? Eu zic, este mare virtute în plâns. Vi s-a întâmplat probabil tuturor să plângeți, dar foarte mulți oameni astăzi își ascund plânsul. Li se pare că e semn de slăbiciune, nu? Nu? Plânsul nu e semn de slăbiciune. V-ați uitat vreodată așa printre lacrimi să vedeți cum se vede? Când vă sunt ochii plini de lacrimi. Trebuie să vă spun că printre lacrimi, dar printre lacrimile bune, poate v-ați uitat printre lacrimi, dar nu printre lacrimile bune. Că oamenii au tot felul de lacrimi. Unii au lacrimi de invidie, una plânge că n-a luat concursul de mis, las-o plângă, altul plânge pentru că mă rog, n-a murit și capra vecinului sau lucruri de felul acesta. Dragii mei, nu acestea sunt lacrimile prin care îl putem vedea pe Domnul. Însă există niște lacrimi binecuvântate de cel prea înalt, printre care dacă te uiți, îl vezi pe el. Știți ce a zis Domnul într-un alt context? Ferice de cei ce plâng. Iubiți creștini, pentru creștinul adevărat, plânsul nu e o slăbiciune, din potrivă, e semn de putere spirituală. Aș vrea să spun că plânsul nu e o slăbiciune, e ferice de cei ce plâng, pentru că, vedeți, până și medicina ar spune că lacrimile ne ajută să vedem mai bine, ne curăță ochii, ne spală ochii. Fără lacrimi, ochiul nu este lubrefiat destul și nu poate funcționa normal. Ei bine, eu vreau să vă spun astăzi Că există un beneficiu al lacrimilor nespus mai mare. Lacrimile acestea, așa cum le văd medicii, vor spune: Ele lubrefiază ochiul ca să poți să vezi cu ochiul acesta ceva. Dar există un beneficiu nespus mai mare al lacrimilor. Există lacrimi pe care, dacă le lași să cadă din ochii tăi, te fericește Domnul și îl vezi pe Domnul. Printre lacrimi poți să vezi lucruri spirituale extraordinare. Știți, când a văzut Maria Îngerii lui Dumnezeu? Zice așa, pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut Îngerii acolo. Pe când plângea. Înțelegem noi că lacrimile sunt o virtute pentru orice creștin, când știm să plângem, dar de ce să plângem? De dorul după el. Când plângem de dorul după el, când vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom zice, Doamne, stau înaintea ta, investesc timp în asta, investesc uh, renunțarea la confort, uh, renunț la confortul meu, investesc timpul meu în aceasta, investesc lacrimi în aceasta, tu crezi că Dumnezeu stă nepăsător? Domnul se arată oamenilor care știu să plângă plânsul acela. Pe care îl fericește Domnul. Aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi că cel mai bine îl putem vedea pe Dumnezeu printre lacrimi. Nu e la modă, zic încă o dată, sunt văzute de oameni ca semn de slăbiciune, dar plânsul este o modalitate prin care îl putem vedea pe Domnul. De când n-ai mai plâns în rugăciune creștine? poate va zice cineva dintre cei ce ajung mai rar pe la casa Domnului, poate vă zice, cum adică să și plângi în rugăciune? Da. Oamenii lui Dumnezeu s-au rugat și au plâns înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă la Mântuitorul însuși care ne-a trasat cărarea, spune Scriptura, cu strigăte mari și cu lacrimi a stat înaintea lui Dumnezeu. Doar plânsul acesta, te fericește aducându-ți-l înainte pe Hristos. Doar plânsul acesta binecuvântat de Domnul este cel care te ajută să-l vezi pe cel înviat. Înțelegi tu? Este un preț al lacrimilor pe care bine este să-l plătim de vrem să-l vedem pe Hristosul cel înviat. Sigur că o astfel de predică, un astfel de mesaj, poate să pară anacronic pentru creștinii din secolul 21. Să zic că da, în lumea aceasta în care timpul e așa de puțin, ni se cere să investim timp ca să-L căutăm pe Domnul. Zic categoric da. În lumea aceasta care aleargă după confort, ni se cere să renunțăm la confort ca să-L vedem pe Domnul. Categoric da. În lumea aceasta în care lacrimile sunt privite ca slăbiciune nouă, ni se cere să plângem ca să-L vedem pe Domnul. Da, dragii mei, e plânsul pasiunii. Este plânsul pasiunii după El. Când îl vom căuta pe Domnul din toată inima noastră, când vom lăsa ca lacrimile noastre să demonstreze că îl doresc pe Domnul, Domnul cu siguranță va sta în fața noastră glorificat prin înviere. Dar mai este un preț care trebuie plătit de cei ce vor să-L vadă pe Hristosul înviat. Dar Maria ședea afară lângă mormânt. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. S-a plecat. Știți că pe Hristosul înviat nu-l poți vedea de la orice înălțime. Vorbeam de Saul din Tars. Când mergea la înălțimea calului pe care îl călărea mergând pe drumul Damascului, nu putea să-l vadă pe Hristosul înviat. Dar știți cum l-a văzut pe Hristosul înviat? Când a fost doborit în țărâna pământului, de la nivelul acela se poate vedea Hristosul înviat. De ce vă spun asta, dragii mei? Pe Hristosul înviat ne împiedică de cele mai multe ori mândria noastră să-L putem vedea. Da, mândria ne împiedică să-L vedem pe Hristosul spiritual, pe Hristosul înviat și... Realitățile spirituale, adevăratele realități spirituale, nu le poți vedea decât coborându-te jos, decât de la nivelul numit smerenie. De-abia atunci când te pleci înaintea Domnului cu totul, când te smerești înaintea lui, de-abia atunci poți să-l vezi pe Hristos înviat. Mândria este păcatul de la început, păcatul primordial. Cu acest păcat a început răul în lume. Când Lucifer, acel Heruvim Ocrotitor, a lăsat mândria să-i pătrundă în inimă și a zis, mă voi sui și voi fi ca Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a zis, de aceea te arunc, Heruvim Ocrotitor. Dragii mei, mândria este cea mai mare piedică în fața fiecăruia dintre noi. Și toți oamenii au mândrie. Într-un fel sau altul, toți au mândrie. Știți că unii se mândresc cu faptul că ei n mândrie, dar tot se mândresc. Când uh, auzeam de unul pentru o biserică anume, la un moment dat au hotărât să dea o insignă celui, celui mai smerit din adunare și l-au găsit pe cel mai smerit și i-au dat insigna. Și zice, duminica viitoare i-au luat-o pentru că a început să o poarte. <laughs> Înțelegem noi, mândria e un păcat foarte subtil, care caută să ne prindă pe fiecare dintre noi, într-un fel sau altul. Dar știți ceva? E atât de periculos păcatul acesta, pentru că ne împiedică să-L vedem pe Hristosul înviat. De-abia când te pleci, asta învățăm de la Maria, de-abia când te pleci înaintea lui Hristos, poți să-L vezi pe El. Oamenii se mândresc temiri cu ce se mândresc oamenii. Unii se mândresc când dau ceva, atâta se mândresc că ei au și au și se mândresc că au. Și sunt alții care se mândresc că n-au. Dar și ei se mândresc. Nu se lasă. Și fiecare vine cu soiul lui de mândrie. Dar vai cât de mult ne împiedică mândria aceasta să-L vedem pe Hristosul înviat. De vrem să-L vedem pe Hristosul înviat, spun încă o dată, e nevoie să ne plecăm ca să-L vedem pe El. De-abia atunci când ne plecăm, de-abia atunci avem Ocazia să vedem gloria învierii. De-abia atunci. Este un preț care trebuie plătit. Am spus, este prețul confortului. Am spus, este prețul timpului, este prețul lacrimilor, este prețul smereniei. Când ești gata să plătești acest preț, Hristosul cel înviat e gata să ți se arate. Însă, dragii mei, ce bine ar fi să înțelegem fiecare dintre noi că pentru a plăti prețul trebuie să avem o zi, un moment în care ne hotărâm să stăm înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, vreau cu orice preț să te văd pe Tine. Vreau cu orice preț să am o întâlnire cu Tine. Pentru că, atenție, dacă nu avem o întâlnire cu Hristosul cel înviat în viața aceasta, vom avea cu siguranță, după ce se încheie viața aceasta, vom avea cu siguranță o întâlnire cu El, dar întâlnirea aceea ne va fi în zadar, ne va fi doar ca mărturie. Ți se va arăta atunci Hristosul înviat ca să știi că te-ai înșelat toată viața și atâta tot. De aceea aș vrea să vă chem în numele Domnului Isus Hristos astăzi, să luăm în considerare, niciun preț nu-i prea mare când este vorba să-ți mântuiești sufletul. Și singurul care poate să-ți mântuiască sufletul este Isus Hristos Domnul. De aceea niciun preț nu-i prea mult să înțelegem fiecare dintre noi și să stăm înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, dacă trebuie să te căutăm dis de dimineață, pe când este încă întuneric, ajută-ne să o facem. Doamne, dacă e nevoie să plătesc cu timp căutarea ta, ajută-mă să investesc timp, pentru că e cea mai importantă căutare din viață. Dacă e nevoie să mă smeresc, Doamne, dăm puterea să mă smeresc ca să stau înaintea ta. Dacă e nevoie să plâng înaintea ta, dăm lacrimile sfinte și binecuvântate ale plânsului în rugăciune înaintea ta, ca să mă pot bucura de gloria învierii tale. Dragii mei, cei ce se întâlnesc cu Hristosul înviat sunt niște oameni privilegiați. Aici sunt oameni care s-au întâlnit cu Hristosul înviat. Pentru că numai așa te poți întâlni cu Hristos, pentru că El trăiește în vecii vecilor. Cu Hristosul înviat aici sunt mulți oameni care s-au întâlnit și care s-au angajat să rămână pentru El totdeauna. Știți ce hara au oamenii aceștia? Uitați-vă ce spune Domnul Mariei. Marie nu mă ținea totdeauna cuvintele acestea mi-au dat de gândit. Am zis, Dumnezeul cel atotputernic în fața căruia n-a putut să stea piatra grea de pe mormânt. A zburat la o parte piatra și el vine și spune Mariei, nu mă ținea. Dumnezeul în fața căruia au căzut în leși în soldații romani, stă în fața Mariei și spune, Marie, nu mă ținea. De ce acestea? Ce a avut Maria? cine a stat odată în fața Hristosului înviat, omul acela s-a umplut de dragoste pentru Hristosul înviat. Și dragostea aceasta pentru Hristosul înviat îl face să se țină de el, de Hristos. Vrea să petreacă timp totdeauna cu Hristos, vrea să fie mereu în părtășie cu El. Și Domnul, ascultați-mă bine, nu poate, chiar dacă folosesc un termen impropriu pentru teologie, Domnul nu rezistă în fața oamenilor care îl iubesc pe el. Domnul nu rezistă în fața lor. Adică Domnul este copleșit în fața rugăciunilor acelora care îl iubesc pe Domnul. Domnul este de-a dreptul copleșit în fața acelor oameni. De aceea stă în fața Mariei și spune, Marie, nu mă ținea. Pentru că există o forță irezistibilă în dragostea pe care o avem pentru Domnul. Și Dumnezeu este foarte sensibil atunci când îl iubim pe El. Nu vrei tu, dragul meu, să iei în considerare în această zi de Paști? Să iei în considerare faptul că Isus Hristos este o realitate. El nu este un mit, El nu este o poveste, El este o realitate. Și așa cum știu că pe mine mă cheamă Filip, așa știu că Isus trăiește. Așa cum știu că dumneavoastră sunteți astăzi prezenți în Biserica Porta Cerului, așa știu că Isus trăiește și știu că prin Duhul Sfânt El este aici. Și atunci. Dacă avem de-a face cu această realitate spirituală, credeți că e drept să trecem pe lângă ea nepăsători? Vă chem în această zi a sărbătorii de Paște anului 2014, când sărbătorim învierea lui Hristos, vă rog să luați în considerare faptul că Isus Hristos cel înviat vrea să se descopere fiecăruia dintre noi. Dar nu te mulțumi doar cu o curiozitate față de El. Drumul de la curiozitate la revelație este un drum în care ți se cere să plătești un preț. Curioși sunt destui astăzi. Curioșii citesc cărțile Don Brown, Curioși caută să vadă tot felul de documentare, curioșii vor să vadă filmele artistice care s-au creat despre Isus Hristos, multe dintre ele denaturând învățătura Scripturii. Curioșii se satură și se mulțumesc cu atâta. Însă, nu te mulțumi cu o curiozitate seacă. Caută revelația. Și Isus Hristos, îți spun astăzi, fără teama de a greși: El se revelează, se descoperă fiecăruia dintre aceia care îl caută din toată inima lor și care sunt dispuși să plătească prețul. Atenție! Marii preoți au fost gata să plătească orice preț ca să-l vadă pe Hristos răstignit. Iuda a fost gata să plătească orice preț ca să câștige niște bani. Hristos a fost gata să plătească orice preț ca să ne mântuiască. Tu ești dispus să plătești vreun preț ca să poți să stai în fața Hristosului înviat și să-i zici, Doamne, vreau să rămân al Tău pentru totdeauna și să mă bucur de veșnicia fericită cu Tine? De vrei să plătești un astfel de preț în rugăciunea finală din acest serviciu? spunei Domnului. Stai înaintea Lui în rugăciune și chiar dacă vei zice, eu nu știu bine să mă rog, spune-i doar atât, Doamne, dă putere să plătesc orice preț. Să plătesc cu al meu confort, să plătesc cu al meu timp, să plătesc cu ale mele lacrimi, să plătesc cu a mea smerenie, cu tot ceea ce trebuie ca să pot să stau înaintea ta. N-aș vrea să priviți lucrurile acestea ca pe fapte. Nu vreau să închei mesajul acesta și să las în mintea cuiva o incertitudine. Atenție! Mântuirea se capătă prin har. Nu e prin fapte. Nu te vei putea duce niciodată înaintea Domnului să zici, Doamne, mântuiește-mă pentru că eu am renunțat la confort. Nu asta te mântuiește. Nu te vei putea duce înaintea Domnului să zici, Doamne, mântuiește-mă că eu am dat din timpul meu. Nu timpul tău, că nu e al tău, e tot al lui. Nu timpul te mântuiește. Nu vei fi mântuit pentru că te-ai smerit odată ca să te lauzi apoi cu smerenia ta înaintea Domnului. Vei fi mântuit prin Harul lui Hristos. Dar ca să ajungi la Harul lui Hristos, înțelege-mă bine, uită-te la Maria în această zi, pentru că și ea a fost mântuită tot prin Har. Dar ca să ajungă la Dătătorul Harului, a fost dispusă să plătească un preț. Ești tu gata să plătești prețul prin care poți ajunge la cel ce dă harul, nimic nu-i prea mult, ascultați-mă bine, nimic nu-i prea greu, nimic nu-i prea mult când e vorba de sufletul tău. De aceea, în această zi de sărbătoare, îți spun, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își va pierde sufletul? La ce folos că ai auzit povestea învierii dacă nu te ajută la nimic? Eu aș vrea să-ți spun ceva. Dacă ai auzit astăzi despre învierea lui Hristos, ia în considerare să te rogi lui Dumnezeu și să zici, Doamne, lasă ca puterea învierii tale să pătrundă fiecare celul a ființei mele, să mă schimbe, să mă transforme și să rămân lipit de tine pentru toată viața. Hristos a înviat. Să rămânem lângă învierea lui Hristos cu nădejdea că într-o zi El, pârga celor adormiți, ne va învia și pe noi ca să fim fericiți întotdeauna lângă El. Amin. Veniți să ne ridicăm, să stăm înaintea Hristosului înviat, să cântăm spre slava Lui, să cântăm spre gloria Lui Dumnezeu și apoi să ne apropiem de Cel Preanalt cu rugăciune.